Au venit să facă faza determinantă și i-a mai dat ceva de lucru să completeze la asta. Verificatorul de proiect n-a fost aici, o săptămână s-a întârziat. Biserica din satul Peștean al comunei Bălteni s-a mutat la cort. Credincioșii sunt nevoiți să se îngrămădească într-un adăpost improvizat din bucăți de plastic, în fața lăcașului de cult. Asta din cauza lipsei fondurilor, acoperișul bisericii riscă să se prăbușească peste credincioși, motiv pentru care au început lucrările de reparații. Numai că banii au fost insuficienți. Datorită acoperișului, ploua la tur la cea mare. Și de fiecare dată tot cădea. Lucrarea a început pe data de 26 octombrie. Deci este octombrie, nu pun octombrie, e noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie. În această lună martie, deci a trecut, nu s-a mișcat un pai de la ea. Aproape tot acoperișul era în pericol, cum a fost zăpezile din anul acesta, era pericol de prăbușire peste enoria și se întâmplau alte minuni și alte catastrofe. Localnicii spun că nu au altă variantă și trebuie să se închine la cele sfinte mutate în cort. Păi uite, stăm aici, păi nu-i bine deloc. Nu-i bine, dar nu are cu ce să mai termine. Și de Paște, tot aici? Păi tot, că nu avem unde. Primarul comunei Bălteni, Vasile Vlăduleanu, spune că primăria a contribuit cu o parte din sumă, însă diferența trebuie să o suporte enoriașii. Primăria a plătit proiectul tehnic, în valoare 500 de milioane, a contribuit pentru achiziționarea lemnăriei la acoperiș 232 de milioane și restul participarea enoriașilor din satul Peșteana. Valoarea întregii lucrări se ridică la aproximativ 5 miliarde de lei vechi. Enoriașii trebuind să pună mână de la mână pentru mare parte a sumei, deoarece autoritățile nu suportă decât jumătate din costuri.